Noi, fetele, știm că atunci când vine vorba de păr, lucrurile nu stau chiar așa de simplu. Iar o zi proastă pentru păr e clar și o zi proastă pentru noi. Prin urmare, ca să ne dea mai puține bătăi de cap, podoaba noastră capilară, George Soare, ne spune ce și cum să purtăm anul acesta. Pentru că e atât de important pentru noi fetelor părul, care dacă nu stă bine, nu mai contează nimic, nici machiajul, nici îmbrăcămintea. Am venit aici la salonul lui George Soare să vedem cum stă treaba de fapt cu părul în 2011. Te-am văzut la muncă. Hello, la mulți ani? La mulți ani, la mulți ani pe anul ăsta și vă doresc un păr cât mai sănătos. Te-am văzut la muncă acolo. Spune-mi ce-i făceai fetei. Tendințe sunt multe în tunsoare, în stil de aranjat. Acolo vorbim doar de culoare. Este o nouă tehnică de care, mă rog, eu mă chinui de vreo 2 ani să o aduc în țară la noi, să obișnuim și lumea. Se numește ombre hair, acel efect de rădăcină crescută și cu vârfuri deschise. Dar, de fapt, el este un look fabulos în primul rând și, în al doilea rând, este anti-aging. Este foarte folosit de către persoanele cu păr alb, de exemplu, sau doamnele peste 40 de ani. Atunci când îți vopsești rădăcina, practic, mai închis și cu vârfurile deschise, automat acoperim părul alb și, la prima vedere, vedem o rădăcină fără păr alb și clar mai scoatem din vârstă. Și nu numai, e un look foarte cool, foarte tineresc. Absolut toate vedetele de la Hollywood și nu numai au abordat acest trend, exact. Ca și exemplu, mă refer la Sarah Jessica Parker și Jennifer Aniston, pentru că ele au fost pionierele acestui trend. Practic este un trend pe scară mondială, vorbim, nu numai în România. Ne recomanzi ca și nuanțe de culoare de păr în 2011? În 2011 foarte mult blond. Și dacă eu nu vreau să mă fac blondă, ce faci? Atunci te faci roșcată. Bineînțeles, sunt acele trei game foarte cunoscute, blond, maron și brunet. Astea nu vor muri niciodată, sunt tot timpul in, nu vor fi out. Dar ca și culoare vedetă a anului 2011 reprezintă roșu, ceea ce la noi iar e foarte greu, pentru că ne-am chinuit acum 7-8 ani să-l scoatem, absolut cu toate tehnicile, inventam tehnici să scoatem roșu, acum ne chinuim să-l readucem, pentru că e peste tot. Ondulat, lins, foarte tins, că nu se mai zice lins. Da, nu, foarte, foarte natural, un look foarte rebel, exact ca și cum ai stat o zi la plajă, ai intrat un pic în apă și s-a semi-ondulat, cam ăla e look-ul cel mai căutat și cel mai abordat. Practic, trendurile vin de la vedete, cele mai mediatizate și ele cam așa sunt tot timpul. Eu văd tot timpul în reviste, look așa, cu părul dezordonat, ai făcut un pic așa, două, trei, dai cu capul pe spate, dai un pic de fixativ și țac, ți-a ieșit. Ei, nu ți-a ieșit, că nu e atât de ușor. Da, pentru acel stil și noi lucrăm foarte mult, îl folosim foarte mult în shooting-uri, în reviste și nu e tocmai ușor. Eu am preluat de la o bună prietenă de-a mea, Andreea Macri, un stil dezabuzat. Tot timpul la shooting-uri asta îmi cere, vreau dezabuzat. Cam ăsta e și look-ul, așa. Dar se muncește foarte mult ca să obținem astfel de look mai trash. Lung, scurt, mediu? Toate trei. Toate trei, dar pentru primăvară, pentru vara asta, o să vedem mult păr lung. Mult păr lung în absolut toate catalogele, la toate brandurile. Acum, făcând o paranteză, câte mărci, atâtea trenduri. Dar acum eu vă spun ca și trend global, general, da, lung, deși părul scurt se menține și în 2011 și trage așa cu toate puterile să se regăsească cât mai mult. Și la noi în România chiar a evoluat și a plăcut foarte mult.